Numărul 6 este împricinatul, din câte îmi dau seama, din jucătorii farului, Ion Adrian. Dacă îi se recomandă, galben mai are unul. Cartonaș galben. Capitanul și numărul 6. Din câte îmi dau seama, Adrian Ion mai are un galben în această partidă. Ceea ce pentru Constanța ar fi realmente dramatic. Și este roșu. Nu numai că l-a pierdut pe Adrian Ion în această partidă, dar acesta nu va putea evolua nici în meciul pentru locul 3-4, în cazul în care Constanța nu va reuși minunea la Timișoara, deși pentru această ispravă mare la dispoziție aproximativ.